Doamnelor și domnilor, bun găsit! Urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. 35 ani de activitate a uzinei Hidroimpex a fost un prilej de sărbătoare pentru cei care lucrează aici, dar și pentru oaspeți. 130 persoane muncesc la această uzină, dintre care 10% sunt tineri. Cu un reportaj de la această sărbătoare, Steleana Guțuleac. Acum 35 de ani, la Soroca a început să funcționeze uzina experimentală, actualul Hidroimpex, care avea să devină una din cele mai renumite uzine în confecționarea motoarelor hidraulice. Muncitorii, împreună cu administrația și oaspeții prezenți, au marcat această frumoasă aniversare. Uzina avea datorii față de buget, un buget în sumă de 2 milioane de lei. Nu erau plătite lefele, vreo 700 de mii. Adică am luat o uzină goală. Astăzi îmi place să fiu director. Fiindcă văd că e ușor, oamenii au leafă foarte bună, eu socot pentru Soroca medie pe uzină 4.000 de lei, eu socot că e o leafă în urea. Oamenii sunt satisfăcuți. La sărbătoare a fost prezent și unul din primii directori care a administrat construcția uzinei. Știu că s-a ieță. Am lucrat chiar de la începuturi și am construit această uzină, cred eu, una dintre cele mai bune. Astăzi ne bucurăm de această sărbătoare și de colectivul care a reușit să se mențină, să aibă succese mari. Am revenit cu o deosebită plăcere la Soroca ca să fiu în această zi alături de toți cei care lucrează la uzina Hidroimpex. La începuturi la această uzină munceau circa 1200 de lucrători. Astăzi colectivul numără aproximativ 130 persoane, 6 dintre care activează chiar din prima zi. Ziua de astăzi foarte mult. În primul rând, astăzi 35 de ani lucrați într-un colectiv, în principiu și la același post. Asta, știți, au fost vremuri foarte bune pentru secție, au fost foarte grele și eu aș vrea, dacă aș mai vrea sănătate, să mai pot lucra 10-15 ani mai departe. Cu aici colectiv și cu aici oameni care îi avem în primul față și îmi pare foarte bine că noi am tot să păstrăm. În principiu, unica uzină în Moldova care s-a păstrat într așa mod și la așa nivel. Sunt foarte bucuros că astăzi, la aniversarea uzinei, o să ne întâlnim cu toți colegii de lucru. Lucrez la uzină din 71 și până în ziua de astăzi lucrez la același post. Bucuros că mă împac bine cu colegii de lucru, cu administrația zavodului, ei mă înțeleg pe mine, eu înțeleg pe dumnealor și cred că nu numai acum să ne întâlnim la aniversarea zavodului. Veteranii au primit diplome și premii bănești. La ziua de astăzi, uzina Hidroimpex din orașul Soroca confecționează un șir de motoare modificate și motoare hidraulice pentru mașini de curățare a drumurilor, care sunt exportate în Ucraina, Belarus și Rusia. Tinerii interpreți din orașul Soroca s-au întors cu noi succese de la concursul muzical pentru copii Peștișorul de Aur. Cu ce rezultate au venit ei acasă, aflăm imediat. De copii talentați din Bălți, Chișinău, Iedineți, Soroca și Ungheni au participat în cadrul concursului Peștișorul de Aur. Orașul nostru a fost reprezentat de 5 copii care sunt pregătiți de studioul muzical Ivaton din Soroca. Participanții au interpretat câte o singură piesă. Asta a fost de ajuns ca unii dintre ei să cucerească juriul. Sorocenii s-au întors cu locul 2, obținut de Vlad Ursu. Ceilalți copii au primit diplome de participare. Conducătorul muzical al studioului Igor Ivanes este de părere că copiii s-au prezentat bine, dar zice domnul Ivanes urmează să muncească și mai mult pentru a obține rezultate și mai bune. Și la capitolul sport, sorocenii sunt în top. Echipele sorocene de basket au luat locuri de frunte la turneul de basket în numele lui Vasile Crudu. Timp de 3 zile, echipele din Chișinău, Bălți, Dondușeni, Râbnița și Soroca au jucat peste 30 de meciuri. Acasă și pereții te ajută, cel puțin așa spune o zicală veche. În cazul echipei sorocene, acest fapt s-a confirmat. Circa 30 de meciuri s-au jucat în cadrul turneului de basket.
Victoria însă a fost de partea gazdelor și iată cum arată tabla de clasament. Locul 1 cu 10 puncte l-a obținut echipa din Soroca, Divizia Națională. Pe locul 2 cu 9 puncte se află echipa de basket din Tondușeni. Pe locul 3 figurează echipa soroceană Divizia A cu 8 puncte, urmată de Râbnița cu 7 puncte, Bălți cu 6 puncte, iar locul 6 cu respectiv 5 puncte i-a revenit echipei de basket din Chișinău. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Noi vă mulțumim pentru atenția. La revedere!